Valentin Coman este numele meu, unii spun că sunt jurnalist. Bine, e o discuție foarte largă, eu nu mă revendic jurnalist. E adevărat, lucrez de foarte mulți ani în fenomenul care se numește media, însă a fi jurnalist presupune respectarea unor reguli în această meserie, presupune respectarea unei misiuni. Iar jurnaliști nu sunt atât de mulți. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în media. Sunt foarte mulți oameni care lucrează în televiziune, în radio. Pe acolo este și nu este media, este și nu este jurnalism. Foarte mult din ceea ce vedeți voi este de fapt divertisment. În media din zona televiziunii și a radioului e mult divertisment, e puțin jurnalism și în new media, pe care presupun că voi îl folosiți cel mai mult, este foarte puțin jurnalism. Da, nu știu dacă mai folosește astăzi cuiva să, sau nu știu dacă cineva și-ar dori să fie jurnalist, pentru că a fi pe bune, ca să zic așa, jurnalist, înseamnă să ai într-adevăr o mașină mai veche, să ai o casă mai urățică sau să stai cu chirie, să nu fii prea bine îmbrăcat și, în general, să n-ai destui bani. Cam așa arată un jurnalist pe bune. Pentru că a fi jurnalist înseamnă a-i sluji pe ceilalți, nu pe tine. În momentul în care te slujești pe tine și interesele tale, atunci poți să devii, de exemplu, blogger sau vlogger. Căci eu cred că voi sunteți mai apropiați de zona asta de producție video decât de aceea scrisului și cititului. No? Asta așa, ca să mă așez în balonul potrivit, m-a prezentat minunata noastră gazdă astăzi, jurnalist. Eu cred că sunt un mic scriitor, dar înainte de asta aș vrea să îi salut pe cei din sală cu care ne cunoaștem și nu o văd pe Cătălina, nu știu unde s-a ascuns, româna. Eu cred că sunt un mic scriitor, probabil mai talentat decât alții, însă condus în viață de un vis. Și asta vreau să înțelegeți și voi, că viața e o călătorie. Nu există soluții miraculoase, nu există, nu știu, niște pași, așa, un tablou de urmat, pe unde să mergeți, pe acolo e drumul victoriei. Fiecare o să se descopere. Eu am trăit pe vremea în care, în general, se considera că băieții trebuie să fie ingineri, fetele trebuie să facă istorie, geografie. Mie mi-a plăcut istoria, ce să facem acum, na? Ai mei au râs. Prima lor opțiune a fost Institutul de Subingineri din Constanța, care s-a transformat în 90 în Universitatea Ovidius, unde sunteți voi astăzi. Am dat un examen la, stați așa că mi-amintesc, Utilajul și Tehnica Sudării. Niciodată. Nu puteți să fiți buni în orice. Nu există, este o legendă, o să vi se arate, poate, în viață, niște oameni care sunt excepționali, sunt 10 pe linie. Există excepții care confirmă regula. Eu, spre exemplu, am reușit în viață și fără să fiu grozav la matematici. Recunosc, admit. Nu toată lumea se pricepe la de toate. Unii dintre noi sunt făcuți să fie umaniști. Eu recunosc sincer, asta nu înseamnă că vă îndemn pe voi să faceți la fel ca mine. Am încercat, mie matematica, fizica, chimia nu mi-au intrat în cap. La matematica am trecut cu flori. La chimie am avut un coleg care astăzi e un cârciumar renumit în Constanța. Este foarte talentat în ceea ce face, dar atunci reacția lui la chimie a fost: Doamnă, eu trebuie să știu câtă apă să pun în vin, să iasă șprițul bine. Fiecare își descoperă ceva ce își dorește să facă. Mie mi-a plăcut istoria. Am fost un elev de 10, de undeva din generală până undeva la finalul liceului și după foarte mulți ani, pentru că asta mi-am dorit să fac, am făcut cursurile Universității Ovidius la Facultatea de Istorie și mai am puțin până când voi primi măcar patalamaua de arheolog, după care în această viață chiar voi practica arheologia. Mi-am dorit foarte mult asta. Tot ceea ce a fost din punctul acela al liceului, dacă vreți, și până astăzi, este doar călătoria mea către astăzi. Ori eu vă îndemn și pe voi să vedeți ce vă doriți să faceți. S-ar putea, nu știu, de-a lungul vieții să aveți tot felul de meserii. Dar meseria este una și visul este alta. Visul trebuie urmărit mereu. Acum dacă vă spun, și o să vă spun că nu e nimic secret,
E adevărat, nu spun mereu, pentru că rareori am ocazia unui auditoriu atât de frumos ca voi, serios vorbesc, nu vă spun vouă, da? Voi sunteți niște bărbați deosebiți, dar domnișoarele sunt absolut minunate. Am lucrat și ca mecanic auto prin anii 90, când a apărut televiziunea prin cablu în România, am lucrat vreo 5-6 ani în acel pionierat. Am avut tot felul de meserii. La un moment dat, nu e nicio rușine să muncești. La un moment dat, am fost vânzător de ciorap de damă. Dar să știți că m-am specializat în asta. Era un vânzător foarte bun. Am făcut toate lucrurile astea în drumul spre visul meu. În toată această perioadă, e adevărat, după ce am traversat această perioadă de diverse meserii, de pe undeva de pe la sfârșitul anilor 90, am intrat în media. Pe vremea aceea însă existau ziarele de hârtie. Era altceva. Acolo învățai să lucrezi într-o echipă. Astăzi ideea de echipă e puțin, nu știu, zdruncinată, dacă vreți. Trăiește într-o oarecare confuzie, poate o să reușim să o învățăm altă dată. Eu am dezvoltat un talent acolo și vă îndemn pe voi încă o dată să vă gândiți unde vă trage ața, care e visul vostru, ce vreți să fiți, unde vreți să ajungeți. Toate celelalte nu sunt decât niște etape. Fata mea are 15 ani. Am fost întrebat înainte de a intra în această sală cu ce lucru mă pot lăuda. Mă pot lăuda cu fata mea de 15 ani, înaltă și frumoasă ca voi și fotbalistă. Fiica mea joacă fotbal. A fost alegerea ei, nu? Pare ciudat pentru o fată să joace fotbal, dar ea și-a dorit să joace fotbal și joacă fotbal. Și la anul, probabil că va promova la echipa de senioare a clubului de fotbal Selena din Constanța și va juca fotbal în Liga 1 în România. Asta și-a dorit, asta face. Știu de la ea că școala e astăzi puțin mai complicată decât era pe viața, pe vremea mea. Într-o zi ca asta, eu n-am fost chemat într-o sală ca să-mi vorbească un tip de aproape 50 de ani, fie el și cunoscut în acest oraș. Într-o zi ca asta mergeam în parc, citeam ceva, admiram ceva, visam ceva împreună, făceam niște planuri pentru cândva. Da, lucrurile s-au schimbat. Însă în toți anii aceia am citit foarte mult. Eu vă recomand să citiți. Știu că astăzi eu îndeletnicire care poate părea desuet. Dar să știți că acela care are multe cuvinte la el poate nu doar să țină un discurs, poate să deschidă gura în orice împrejurare. Este absolut îngrozitor atunci când mergeți cu o persoană undeva care arată minunat, care e îmbrăcată minunat, care are o mașină excepțională, care are un portofel bine garnisit, are cardurile la punct, dar care când deschide gura e un dezastru. Și nu știți unde să vă ascundeți prima oară. Poți să ai bani mulți, dar în același timp, dacă ești un prost, asta se vede imediat. Și în general, dacă nu ai cuvinte, nu te poți exprima. S-ar putea să ai un vis frumos, dar pe care să nu știi să-l descrii. Cuvintele vin din cărți. Cartea îți dă posibilitatea, îți dă timpul să o rumegi. Eu citesc și din telefon, pentru că sunt un vechi, dar nu sunt un senil. Trăiesc în vremea mea. Trebuie să învăț accesul la tehnologie relativ în felul în care îl învățați și voi. Nu o să fiu mai bun decât voi la Instagram. De altfel, mi-am făcut un cont de Instagram destul de târziu. Dar sunt acolo. Vă recomand să faceți asta. Făcând trimitere directă la faptul că ne aflăm în Bookland, în țara cărților, nu? Cumva, cum ar fi traducerea asta. Citiți mult. Asta o să vă folosească uriaș. Veți avea foarte multe momente când veți câștiga o competiție, chiar și pentru un simplu job, pentru că știți să vorbiți, pentru că știți să vă prezentați, pentru că aveți această relaxare a omului care are cuvintele la el. Este foarte important. În această sală este o persoană pe care eu am cunoscut-o având alt job. Dar a avut grijă să se cultive foarte mult și vorbește foarte bine. Eu n-am foarte apreciat. O să o salut la sfârșitul discursului meu. Sunt oameni care s-au crescut ei pe ei urmărindu-și visul. Ce să vă spun eu despre mine?
Sunt 100 de milioane de povești după ce trăiești aproape 25 de ani în presă, slavă Domnului, poți să povestești orice. I-am cunoscut pe toți marii politicieni constanțeni, dar și pe cei de la București. I-am cunoscut pe foarte mulți oameni de cultură din acest oraș. Unii mi-au făcut cinstea să-mi fie prieteni buni, alții îmi fac cinstea și astăzi. Cei care, mă rog, nu mai sunt prieteni, din păcate s-au dus. Unul dintre ei, Jean Constantin. Un om absolut excepțional. Un om absolut excepțional. Și mi-amintesc că la prima noastră întâlnire îmi spunea, nu mai țin minte exact ce am discutat, dar a fost o perioadă destul de lungă și a zis, trebuie să-ți fie foame. Nu mi-e așa de foame, nu, lasă, o să mâncăm altă dată. Te blestem, atunci să mâncăm. Jean Constantin, pe care voi îl vedeți astăzi în filme, a fost un tip cald și plăcut și în viața de dincolo de ecran. Aș putea să vă țin un discurs în lung. Am lucrat în televiziune, am lucrat în radio. În radio nu ai voie să taci mai mult de 2 secunde. Pentru că atunci ascultătorul tău crede că s-a făcut blank și imediat încearcă să comute. Așadar, sunt obișnuit să vorbesc foarte mult. Am făcut televiziune mulți ani. Probabil că cei maturi mă cunosc din pricina acestei emisiuni care se numește Cetățeanul Coman și care obișnuiam să cert autorități, să aplaud oameni care fac lucruri în acest oraș fără să fie, nu știu, recompensați într-un fel pentru asta. Mi-ar plăcea mai degrabă să avem un dialog decât să ascultați un monolog îngrozitor de plictisitor. O domnișoară și-a pus așa 2 mâini lângă ureche, dacă îmi promiți că n-adormi și minuna. Glumeam! Glumeam. Aș vrea mai degrabă să fie un dialog. Aș vrea să mă întrebați voi ceva. Nu știu, dacă vreți din media, putem să vorbim despre asta. Dacă vreți să vorbim despre blogging, putem să vorbim despre asta. Pasiunea mea e istoria, repet, împreună cu alți 2 prieteni, aproape de o viață, Cristian Bărhălescu și Cristian Cealera, ei nu sunt astăzi aici, am lansat acum câțiva ani ceea ce este cel mai mare și mai cunoscut proiect de promovare al unei zone, Poveștile Mării Negre. Oriunde veți găsi o referire la acest proiect, este o muncă de câțiva ani, fiecare cu rolul lui, pentru că așa este într-o echipă. Sunt pândru de asta și astăzi, sau cel puțin începând din acest an, am și posibilitatea să transmit aceste povești despre Dobrogea multor oameni care vin pe aici să ne viziteze. E un sistem care se schimbă odată cu voi. Nu poate să fie altfel decât sunt oamenii dinăuntru. Suferă odată cu voi. Este așa cum este toată România. E puțin confuz. Nu poate să fie altfel. Voi îl traversați. Nu vă este ușor. Dar ce să spun? Există și bune și rele. Voi nu mai faceți economia Partidului Comunist Român. Economia, nu mai știu cum era, statului socialist multilateral dezvoltat. La filozofie nu mai faceți doctrine comuniste. Faceți totuși filozofie acolo unde faceți. Aveți posibilitatea să studiați și alte lucruri și, în general, toamna, când începe școala, nu vă duceți să depănușați porumbul. Noi mai făceam asta, mai culegeam și cartofi, morcovi și așa mai departe. Ne transformam în țărani cooperatori. Voi astăzi puteți să faceți școală. Nu vă este ușor. Dar trăiți într-o vreme în care tehnologia se schimbă foarte repede. Lumea se schimbă foarte repede. Pentru noi, a fost foarte ușor. Eu știam, de exemplu, în anul în care am intrat în liceu, știam că voi fi miner la Altântepe, acolo și trebuia să ajung. Dacă nu venea Revoluția, pentru că eu sunt prima generație de după 89, dacă nu venea Revoluția, aș fi fost un automatist la minele de neferoase de la Altântepe. Dar a venit Revoluția și lucrurile s-au schimbat. Voi nu puteți să vedeți așa cum vedeam eu atunci. Asta poate, pe de o parte, este ceva neplăcut, dar pe de altă parte, călătoria voastră e mai bogată, e mai frumoasă. Alegerile voastre sunt multiple. Tu poți să visezi să fii, nu știu, poți să visezi să fii marinar fără să trebuiască să scrii note la tot felul de instituții ale statului. Pe vremea aia era mai complicat. Sistemul de învățământ.
trebuie să vorbim foarte mult despre asta. Dar voi îl croiți până la urmă. E vorba de atitudinea voastră. E foarte simplu. Din perspectiva asta. În general, să vorbești ceea ce gândești, să știi că e un mare avantaj în asta. Nu vei putea, nu te vei încurca niciodată în vorbele tale, pentru că spunând ceea ce gândești, vei spune mereu adevărul din perspectiva ta. Și ți-am spus, să-ți urmărești visul. Să înțelegi ce vrei să fii și să cauți să ajungi într-o zi asta. Să nu te lași. Sunt oameni care ajung să fie artiști de scenă, cântăreți, dacă vrei, interpreți, undeva pe la 40 de ani, dar până atunci să fi practicat altă meserie. Noi avem în Constanța un coleg de presă, de altfel la el am debutat prin 97 la radio, Ionuț Dulgheriu îl cheamă, care a lucrat la radio și prin meserii conexe foarte mulți ani și astăzi este interpret de muzică foarte cunoscut, foarte căutat, cred că la ora asta e pe undeva prin New York, participă la niște spectacole pentru românii americani. Dar și-a dorit asta, n-a uitat niciodată că vrea să facă asta. Să nu uiți. Să știi de la mine. Eu am lucrat toată viața foarte bine cu fetele. Fetele sunt mult mai pragmatice, foarte bine organizate, atât de bine organizate încât eu pot să plec de la birou cu lunile. N-am nicio grijă. Zi. Nu există un drum bătătorit. Faptul că voi veți termina un liceu, veți face o facultate undeva, o să vă căutați un job, poate chiar din timpul facultății, nu înseamnă că gata, asta a rezolvat lucrurile. Da? Nu știu, tu ce ți dorești? Ce ți-ai dori de fapt? Să... Iartă-mă. Fă arhitectura dacă asta faci acum. Poate vei fi un arhitect bun. Poate, trag spuza pe turta mea, o să fii unul din arhitecții care în sfârșit vor crea o echipă bună ca să reabiliteze cetățile frumoase din Dobrogea, care sunt unicat în România. Nu există cetăți grecești în România. Doar în Dobrogea și atât. Au existat cândva un grup de arhitecți care s-au întâlnit cu un grup de artiști plastici, cu un grup de constructori, cu un grup important de istorici de diverse pregătiri, specialități, și acești oameni pe undeva prin anii 80 au reușit să 70-80 au reușit să refacă monumentul de la Adam Clisi. Fără ei, fără arhitecți, fără istorici, fără artiști, n-ar fi existat. Sigur, și fără decizie, dar atunci când se adună o echipă, echipa aceea creează. Într-o zi, nu știu, poate arhitectul din tine se va exprima altfel. Până la urmă, cel mai celebru arhitect din această țară, cunoscut de marele public, e Alexandru Andrieș. Nu pentru că e arhitect, ci pentru că este un artist foarte bun. Mă rog, din perspectiva mea, nu știu câți ați fost la Andrieș, dar na, puteți să încercați să-l ascultați. Nu știu, zi-mi o curiozitate. Lumea s-a umplut de blogări, mai mici, mai mari, mai talentați, mai jurnaliști, mai sunt și astăzi, să știi. Până în Revoluție, dacă te apuca scrisul, de exemplu, cum am scris eu, prin 89, în toamna lui 89, pățeai datul afară din liceu. Sau și lucruri mai complicate. Eu am avut noroc. Am avut noroc pentru că s-a întâmplat 89 și m-am întors acolo, dar atunci erau niște constrângeri. Dar pot să-ți spun care e diferența dintre, sau dacă vrei, diferența grosieră dintre un jurnalist și un blogger. Bloggerul își exprimă opiniile lui. Este pentru el, în majoritatea cazurilor, în covârșitoarea majoritatea cazurilor, un jurnalist trebuie să-și verifice sursele și trebuie să caute adevărul nu așa cum îi place lui, ci așa cum este și că așa cum folosește publicului. Ție, ca jurnalist, ar putea să nu-ți placă rezultatul unui, nu știu, unei anchete, e prea mult spus. Rezultatul unei munci care conduce la un articol. S-ar putea ca acolo, înăuntrul articolului tău, să fie un prieten de-al tău. Sau chiar să fie împotriva credinței tale. Pentru că toți suntem subiectivi. Da? Chiar dacă se întâmplă asta, datoria ta ca jurnalist este să-ți sacrifici prietenul. Pentru că interesul public e deasupra intereselor tale. Bloggerii de astăzi... Și în general, bloggerii exprimă puncte de vedere personale. Sunt opiniile lor, bune, rele. Ci, asta e o altă discuție. Ei exprimă lucrurile astea,
Oamenilor le pot place părerile lor sau nu. Pot să fie mai avizate sau nu. Pe mine nu mă poate împiedica, de exemplu, nimeni să mă apuc să scriu despre arhitectură. Chit că legăturile mele cu geometria sunt minimum confuze. De fapt, nici nu știu dacă sunt așa de legături. Înțelegi? Pot să-mi dau cu părerea, dar asta nu înseamnă că voi avea un impact. Eu exprim păreri personale. În general, blogării cam asta fac. Deși o parte din ei, cei care sunt de mare succes, aplică o parte din legile jurnalismului. O bună parte din ei sunt ceea ce se numește editorialiști în presa scrisă. Adică ei nu-și mai găsesc locul în echipa unui ziar și atunci evoluează separat. Probabil că unul dintre cei mai cunoscuți blogări, pentru că el a dezvăluit marile scandaluri, dacă vă mai uitați totuși pe televizoare și pe ziare, este Cătălin Tolontan, care vine de la Gazeta Sporturilor. El este un blogger foarte important. Dar, de asemenea, acolo exprimă păreri personale pe care nu le poate exprima în cadrul ziarelor unde lucrează. Pentru că știți ce se întâmplă când ești șef la ziar? Ai o problemă. Trebuie să plătești salarii. Câteodată faci compromisuri. Și le faci numai tu, ți le asumi. Așa e în viață. Dar dacă ai un blog, încerci să salvezi acest compromis punându-l acolo, așezându-l pe ziaristul din tine într-un fel de blogger. Astea sunt niște întrebări pentru niște filozofi așezați, adică, Doamne, sau mă rog, uite, te duci așa într-o zonă de Patapievici, eu sunt doar un cetățean, Coman din Constanța pentru Dumnezeu. E o societate în care ne căutăm. Cei mai în vârstă vă spun vouă că sunteți lipsiți de respect, poate. Pentru că voi sunteți altfel, aveți altă dinamică, ați crescut altfel. Viteza de viață astăzi te obligă să fii mai puțin sensibil la ce se întâmplă în jurul tău. Pe de altă parte, peste voi a dat un capitalism ciudat, unde nu cel mai bun sau unde cei mai buni nu sunt primiți acolo unde trebuie să fie. Să știți că și în Occident, slavă Domnului, că am avut destul contact și cu ei, cei mai buni nu ajung neapărat în funcțiile alea de unde construiesc și conduc societatea. Dar în spatele lor există întotdeauna niște linii de oameni competenți. Societatea lor însă s-a construit în 500 de ani. Societatea occidentală, așa cum o vedem noi astăzi, s-a construit de la reformă încoace. Societatea lor s-a schimbat profund în care a venit un domn care se numea Luther și care a reformat religia. Pentru că, deși noi poate zâmbim acum, religia este un factor extrem de important pentru societate. Iar la 1500, lumea lor s-a schimbat în următorul fel. Acest Luther a spus, nu trebuie să vă spună cineva pe unde să mergeți. Voi singuri vă alegeți calea. Asta înseamnă reforma. Dacă o să vreți să studiați, să citiți despre reforma religioasă, de fapt ea introduce un nou mod de gândire. Și spune, vă căutați calea. Oamenii ăștia care trăiesc în Occident și-au căutat calea. Dar a căuta calea mai înseamnă ceva. Ați asuma responsabilitatea. Ori ei trăiesc într-o societate care s-a așezat în felul ăsta 500 de ani. Noi aici în Est suntem construiți după alte principii. După principiu, a furat, o să-l bată Dumnezeu. Nu-l bagă nimeni la pușcărie, în cele mai multe cazuri. Sau, e unul care nu muncește pe strada ta. E o lepră, din punct de vedere al societății, da? Să-i dăm și lui ceva de pomană, că o să ne ajute pe noi Dumnezeu. Genul ăsta de idei, genul ăsta de concepte ne-au format pe noi, în cei 500 de ani similari cu Occidentul, într-un alt fel. De asta întoarcem capul atunci când cineva fură. De asta întoarcem capul atunci când cineva nu muncește. Da? Pentru că nu e treaba noastră, se ocupă altcineva. Dacă nu se ocupă Dumnezeu oricum, să se ocupe cineva. Cine? Nu tu, mamă. Există o vorbă, acum e mai răruț așa printre mame, căci s-au mai schimbat și ele puțin. Dar vă spun că maturi eu cunosc. Când mama îți spunea, nu te-ai băgat tu, mamă. Lasă pe altul. Ăsta lasă pe altul, ăsta nu este bun. Înseamnă să nu-ți asumi responsabilitatea. Ori, o societate care vrea să ajungă în 30 de ani
să fie ce au construit unii în 500 de ani? E puțin imposibil. Voi trăiți într-o societate care vrea să facă imposibil, să schimbe într-un ritm înfiorător ce au construit alții în 500 de ani. De exemplu, veți vedea că tot timpul oamenii sunt foarte interesați să aleagă un președinte, cum facem acum pe aici. Avem? Bravo! O să votezi. Îți asum răspunderea, treaba ta. Ești responsabil pentru cine va fi președinte. Pentru că există acest concept al tătucului bun care a dominat toată istoria noastră și e mai lungă de 500 de ani. Voi trăiți într-o societate care trebuie și care vrea să se reconstruiască în felul occidental. E foarte complicat. Dar voi sunteți foarte tineri, sunteți foarte frumoși, ați studiat mai mult poate decât am studiat eu în școală, o să studiați mai mult și vă recomand să nu uitați că după ce veți termina liceul, poți să faci mai multe facultăți, nu una singură și să te duci să dai cu ciocanul în ceva. Poți să faci după aia și istorie, poți să faci după aia, nu știu, filozofie, ce vrei tu. S-a dus și minutul ăla. Eu vă mulțumesc foarte mult că m-ați ascultat. Îi mulțumesc arhitectei, viitoarei arhitecte Alis, pentru că a întrebat mai mult, dar și lui Antonio. Vă îndemn să fiți curajos, lumea voastră. Noi încet, încet o să ne retragem, să ne odihnim și vreau să vă spun că în această sală este Diana Slav, care este la ora aceasta cel mai bun ghid, după părerea mea, cel mai bun ghid de turism din orașul Constanța, care se recrează mereu și care n-a fost întotdeauna ghid, dar și-a dorit, cred că, să fie asta. No, vă mulțumesc tare mult! Ea este Diana!